În runda a 29-a din Liga 1 la fotbal, Săgeata Năvodar va juca în deplasare cu Oțelul Galați. Meci extrem de important pentru cele două combatante aflate în zona retrogradării. Gălățenii se află pe poziția 14 cu 31 de puncte, în timp ce Săgeata a alunecat până pe locul 16 cu 29 de puncte. Lupta pentru supraviețuire a căpătat accente dramatice în acest final de stagiune. Mai nou a intervenit și gafa celor de la Ucluj, care sunt în pericol să piardă la masa verde 3 puncte după ce au folosit un jucător în stare de suspendare la meciul cu Concordia Chiajna. Săgeata merge la Galați cu gândul mărturisii să câștige cele 3 puncte puse în joc. Vor lipsi Navarro și Roman, două piese importante, ambii fiind accidentați. Dobrogenii știu cum trebuie abordat meciul de pe malurile Dunării, dar mai trebuie să poată să-și pună și în aplicare planul. În aceeași rundă mai sunt programate 3 partide, cu implicații majore în lupta pentru evitarea matineului. Este vorba despre Ucluj, FC Vaslui, Corona Brașov, Viitorul Voluntari și Steaua FC Brașov. Rezultatele acestor jocuri pot simplifica sau complica și mai mult calculele echipei dobrogene.